Salut, Alina, ce faci? Ce faci, mă? A început să plângă? Salut, Violet! Salut! Băi, ești nebun cu capul, ce faci? Ha? Hai să liniștește-te, Alin! Da. Ia uite, m-am prins. Trebuie să stai liniștit, Alin, da? Vezi, intră că ai un mesaj de la... Intră că ai un mesaj de la Vanessa. Am vorbit cu ea. Da? Stai. Ce să faci? Cu ce ne-am înșelat? Nu știu ce s-a întâmplat, Alin, nu știu ce s-a întâmplat. Așa am simțit, așa am făcut, stai liniștit că e bine afară. Nu-mi pare rău. Mi-e dor un pic de voi, așa, dar e ok. Te vreau să salut și pe Raimond, și pe Laurențiu, Marianita, Constantina, da? În casă. Și să fiți bine. Nu o să spun nimic de afară pentru că nu mă interesează. Ideea e să... Alin, știi cu cine te văd eu de acolo? Alin, știi cu cine te văd eu de acolo? Cu Laura. Da. Dar tu trebuie să te gândești bine. Te salută toată lumea, uite, și tenista te salută, și Andreea. Am văzut. Dar trebuie să te gândești. Dar atunci încearcă să vorbești, să găsești o fată, da? Vezi, poate reușești să intri cu Laura pe... Da, oricum ai acolo, da? Eu sunt bine, sunt foarte bine, să le transmit celorlalți din casă, da? Da, și bunica, zic că îi mulțumesc pentru rochiță, da, și pentru cuvintele frumoase. Copup, da? Așa. Salută pe Raimond de partea Vanesei. Da? Oricum, am spus că te-a scris și ție. Da? Salut! Da. Stai un pic să vă spun cu Viorel, stai așa. Salut, Viorel. Nimic, vreau să zic că pe tine te-am simpatizat. Pe Bogdan n-am avut nicio treabă cu el și vreau să-i mulțumesc pentru apreciere, da? Așa, și nu s-a vorbit, n-am vorbit nimic de el, nu am spus nimic în contra lui. Ceea ce s-a întâmplat cu Ana a fost un mesaj din partea susținătorilor ei, pe care i-l-am transmis și atât tot. Nu a fost părerea mea de nicăieri. Da? Vreau dacă să-i comunici ca să nu-mi pare să fie să-ți vorbele, da? Acum vă las să vorbiți și cu susținătorii, vă salut și poate pe cei din casă și pe fete.
Georgiana, Laura. Ok, ok, haide. Salut, Alin!